Iată, Revi, probabil mulți m-ați întrebat, da, de ce folosești șerbet? De ce este bun șerbet? Ce face șerbet? Deci am să vă arăt ce face șerbet, da? Probabil și siropul tot la fel face, dar eu sunt foarte mulțumit de șerbet. O să vă arăt, acesta e un nucleu, pornit pe două rame. Aceasta a fost data cu o săptămână. Această ramă era o foaie, se ia ușor. O să vă arăt pe mătcuță, uitați-vă pe mătcuță, se odihnește, ea e matca, obținută de mine. Așa arată mătcuțile, curcite. Da, o foarte bine mătcuța. Vreau să vă arăt că această ramă e plină cu ouă. Gata, am prins. Iată. Deci, eu de acest lucru mă străduiesc să obțin șerbet. Deci, de la două rame, deja am trei rame oate. Unde ești, mătcuța? Iată și mătcuța foarte frumoasă. Bun, punem la loc și mai dăm o foaie. Pare că îi dăm prea mult, dar va primi hrană suficientă. Nu știu ce s-a întâmplat cu șerbetul acela, s-a topit, cred că a fost prea mult, s-a încins prea tare, că la 35 de grade se cam începe și se topește. O să vă arăt și cum arată șerbetul, unde e consumat ok, nu se topește. Ia uitați aici ce frumos consumă. Foarte bine, deci e ok, e o hrană stimulativă foarte bună. Bună, iată că am reușit să vă arăt și acțiunea șerbetului. Cu toate că pare mult că îi mai dau o foaie, când o să-i dau acum încă din nou șerbet, așa, punem și o diafragmă. Punem și șerbet, îi dăm și uleiuri esențiale și o să fie foarte bine. Nu cred că are albină ca să acopere 4 rame, dar voi veni și cu o ramă cu puliet, în funcție de cum va evolua. Iată. Așa arată un nucleu. E nucleaș. Chiar mă gândeam pentru anul viitor să fac nuclee, dar pe 6 rame. Deci nu merge 2 rame, 3 rame. El o să crească și dacă matca aceasta o în câteva zile, toate ramele ce fac, unde mai adaug. Bun, cam atât am vrut să precizez. Numai bine până data viitoare. Eu am zis că nu mai filmez, dar trebuie să filmez, că e ceva extraordinar. Adică îmi face mie foarte mare plăcere ceea ce am reușit anul acesta. Chiar dacă n-am mai filmat etapă cu etapă, ia să vă arăt. Deci el n-a primit sirop, eu nu lucrez cu sirop decât la uleiurile esențiale. Încet, că avem aici o altă foaie, era și mătcuța pe aici, nu contează, da, vreau să o văd, să o odihnea din aur, probabil s-a mutat. Dar uitați cum arată această ramă, deci, doar cu șerbet. E o oată toată rama și sus este început coroniță, dar să știți că nu este sirop, e doar șerbet. Ia să o așez la loc, sigur a trecut pe rama cealaltă.
și lui o să-i mai aduc o foaie. Deci, a fost porniți pe două rame și iată, a treia ramă era o foaie cu șerbet și acum mai aduc unul ca să se descurce, fiindcă mai primește șerbet. Ce să-i faci? Sunt și lucruri bune, mai e și câte un lucru rău prin... Da, per total sunt foarte mulțumit. Bun, sper să nu mai deranjez azi, că nu mai am cu ce, ăsta e ultimul pe care îl hrănesc. Hrănesc, la propriu vine, îl hrănesc, doar adaug această hrană. Deci din 10 șerbeturi date, 2 s-au muiat. Nu știu încă motivul. Ori albina n-a reușit să fie destul de rapidă, încă nu știu. Voi vedea. Bun, până data viitoare, numai bine.